Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Versetul 17. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Și ca să fiu sigur că rostiți o propoziție cu toții, prima parte, versetul 17, vreau să rostim cu toții, cu foarte multă atenție, și dacă nu te simți, n-o rosti. Dacă te simți, o să vedem imediat cine se simte și de ce ne simțim așa uneori. Cu toții să rostim 3, 2 și... Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Amin. Vă puteți reașeza. Vedeți, cine a scris acest psalm era un om foarte important, foarte bogat. Era un bărbat care, dacă își dorea, la un moment dat, ar fi avut la dispoziția lui toate bogățiile poporului evreu. La orice moment, el putea pune din degete și să vină cei mai puternici consilieri, oamenii cei mai inteligenți, oamenii cei mai pregătiți pentru un domeniu anume. De ce? El era regele. Și regele decidea asupra proprietăților care existau în imperiu, asupra deciziilor care puteau să afecteze viitorul oamenilor sau unui grup de oameni. Bărbatul acesta, extrem de bogat, începe să zică și să audă toți: eu sunt sărac. Păi cum ești tu sărac, mă, Davide? Cum de-ai ajuns tu să fii sărac? Hai că înțelegem pe unul ca și Barzilai, unul ca și Shimei, deși el era cam sărac cu duhul. Dar asta e altă paranteză. Dar înțelegem oameni care n-au avut niciodată proprietăți, oameni care n-au bani, oameni care n-au frați, n-au surori, n-au pe nimeni în jurul lor. Dar tu ești sărac? Tu ești sărac, David? E imposibil. Mai mult, ești lipsit? Ce lipsuri ai tu? Care sunt lipsurile tale? Cum de-ai ajuns tu să ai lipsuri? Înțelegem că e vorba de altfel de sărăcie. Altfel de lipsuri. Nu e o sărăcie obișnuită. Nu e o sărăcie din asta în care n-ai bani, n-ai posibilități, nu poți să mergi cu autobuzul, cu trenul, cu metrou, cu tramvaiul. Nu, 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 nu. E o altfel de sărăcie. E cea mai cruntă sărăcie. Sărăcie interioară. Momentul ăla în care te uiți în jurul tău din perspectivă spirituală și nu mai vezi nimic care să-ți ofere binecuvântarea. Momentul ăla în care stai și te rogi și nu rezolvi nimic, parcă din perspectiva celor din jur tu nu mai ai nicio șansă umană. Momentul ăla când satana vine și zice: tu nu mai ai viitor, tu nu mai ai speranță, tu nu mai ai niciun sens în viața asta, tu nu mai merită să trăiești, pentru tine familia nu mai are ce să-ți ofere, nu mai are rost să fii în lumea asta pe pământ. Sărăcie, adevărată sărăcie, lipsuri, când îți lipsesc oamenii care să te încurajeze, când îți lipsește pacea, când îți lipsește echilibru, când dai dintr-un colț în altul, când ești extremist, extremistă, când nici cum nu poți să te oprești la o linie a mijlocul cărărilor neprigănirii, când tu nu mai ai echilibru de altă dată, pacea de altă dată, lipsă mare trebuie să ai, foarte mare lipsă, foarte atacat ești atunci de diavolul. Când începi să faci ca alții, doar să semeni cu oamenii care îl urmează pe Dumnezeu, dar tu n-ai în interiorul tău o convingere că ceea ce faci ar trebui să faci, că e voia lui Dumnezeu. Când Biblia pentru tine devine doar o carte istorică, obiect de bibliotecă, sărac ești, lipsit ești. Când vii la biserică doar să vezi ce zic frații, ce zic surorile, când ajungi la închinare doar să bifezi, că în 2024 ai fost în duminica a doua, sărac ești, lipsit ești, mare sărăcie ai. Când te uiți în jur și nu mai ai nicio soluție pentru problema ta,
Când diavolul vine la nivelul minții tale, se așează la nivelul cefei aici în spate și zice, tu mori, Dumnezeu pe tine nu te mai iubește. Ce ai făcut, îți amintești? Pentru asta, pentru asta, pentru asta. Imaginați-vă că David avea motive pentru care să fie sărac. Că în plină bogăție, în loc să meargă la război, și i-a ars de a merge pe acoperiș. Și într-o familie în care bărbatul Urie este implicat pe linia de război și oricând poate fi omorât, nevestei lui îi arde să facă plajă, să se scalde în public, într-o locație în care e văzută de departe. Ce inimă de femeie avea persoana asta? Ce suflet avea în ea? Când bărbatul e pe linia de război, ea trebuia să fie în genunchi. Ea trebuia să citească Tora. Ea trebuia să rostească numele Domnului peste copiii ei. Ei arde de a se scălda în public. Aviz celor ce merg în locuri care sunt de ochiate, ca să nu zic nepermise. Și-și mai și pun pe internet poze cu orătăniile respective. Pocăință înseamnă pocăință aici, pocăință pe internet, pocăință peste tot. Doamne ajută! Doamne ajută! Sărac era David. Cel mai sărac a fost în episodul ăsta când și-a permis adulterul. Foarte sărac. Dar nu intrăm în acest detaliu că a venit inopinant, deci măcar nu m-am gândit să zic despre el. Ai momente în viață în care ești sărac, te-o sărăcit păcatul, o rupt din tine tot, te-ai înconjurat de bârfitori, de ranchiunoși, de răutăcioși, care ți-au spus nu mai merge la biserică, biserica nu mai are sens, nu mai fi la închinare, nu mai fi implicat, stai tu în loja ta spirituală, tu cu ideile tale și diavolul ți-a zis, dacă tot mergi degeaba, hai, du-te o dată la 2 săptămâni. Dacă tot n-ai murit că ai mers o dată la 2 săptămâni, hai, du-te o dată pe lună. La cine? Știți cum sunt ortodoxii și catolicii în România? Măr din Paști în Crăciun. Pentecostalii măr la cină. Pocăiții merg la fiecare program. Să vă zic ce am zis? Că dacă nu ești la slujbă, la job, la locul de muncă, dacă nu ești pe smurd, pe targă, dacă nu ești într-un accident implicat, dacă nu există o problemă de forță majoră și tu stai acasă, e o mare problemă. Tu trebuie să fii la închinare. Știți cum gândesc oamenii? Știți de unde fură oamenii? Din timpul lui Dumnezeu. Dintr-o dată copiii au teme. Foarte interesant. Până atunci s-au jucat, au pierdut vremea. Când vine momentul să vină la biserică, are teme. Are jocuri. Are povești, are alte... Înțelegeți? Dintr-o dată trebuie să facă o mămică ceva de mâncare, că mor pruncii de foame. Dacă mor, era să zic că îngrop eu pe gratis. Nu mor. Fiți voi siguri de asta. Dintr-o dată ai activități diferite care să... Nu mai vii la biserică. Nu vorbesc de cine e pătură. Nu vorbesc cine ar vrea să vină, dar nu poate pentru că e la servici. E timpul ăla pe care tu îl ai disponibil, dar nu... Vrei să-i dai lui Dumnezeu. Poate vii la biserică, mai tragi un căscat, rămâi așa, dar tot felul de lucruri de astea. Nu. Noi trebuie să-i dăm lui Dumnezeu nu ce ne-a rămas, ce avem mai bun. Doamne ajută! Eu sunt sărac și lipsit, zice David. Ai vreo șansă, împărate? Când sărăcia asta și lipsa asta nu te ajută nimeni, nici consilierii, nici preoții, nici mari preoți, nici cărturarii, nici farisei, nici leviții, nimeni, nici jerfele, nici miei, nici sângele care curge prin șgheaburile din templu, prin cortul întâlnirii, nimeni nu te poate ajuta. Ce se poate face în cazul tău? David zice, mi-am ciulit urechile și realizez
că dacă sunt sărac și lipsit și dacă la nivel orizontal, la nivel uman, la nivel din perspectiva celor din jurul meu, nu am nicio șansă, e cineva de dincolo de stele care se gândește la mine. Ascultați ce spune Biblia, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul, ziceți cu voce tare, se gândește la mine. Știți de ce am ajuns să intrăm în 2024? Noi care suntem în România și locuim acolo, știți de ce în 2023 n-a intrat războiul, nicio bombă, nicio dronă, niciun atac terorist, nici măcar o mișcare din partea Rusiei peste România? Știți de ce România a rămas întreagă? Cineva s-a gândit la noi. Dacă recunoști în această seară că în 2023, că toată viața ta de când te-ai întors la Hristos, în fiecare zi Dumnezeu s-a gândit la tine, ridică o mână ca mine. Strig din toată inima și spun, lăudat să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Cineva s-a gândit la mine. Cineva s-a gândit la viața ta. Era într-un naufragiu Iona, intra pe interzis, a mers împotriva voii lui Dumnezeu și a permis să-i spună Domnului, îți arăt eu ție, Doamne, că nu fac cum vrei Tu. Că mă duc unde vreau. Tu m-ai trimis la Ninive, eu am luat o corabie, un vas, un vapor care merge în sens invers. Am luat de la Iafo, din portul de la Iafo și mă duc la Tars. Mă interesează un lucru, să ajung departe de fața Domnului. Există vreun loc în care să fugi de Dumnezeu și să nu fie Dumnezeu? Există vreun spațiu în care să poți să spui, da, uite, poți să-mi pun degetul pe metrul ăsta pătrat, aici nu-i Dumnezeu. Dumnezeu este omniprezent și strig din toată inima, lăudat să fie numele Lui. Lăudat să fie numele Lui. Glorie Dumnezeului nostru. Știți că Dumnezeu a vrut să-i demonstreze că s-a gândit la El? Noi zicem, Domnul se gândește la noi când ne cresc salariile. Domnul se gândește la noi când ne merge bine. Domnul se gândește la noi când n-avem de plătit o lună chiria. Așa se gândesc oamenii. Ascultați ce se întâmplă. Vine furtuna peste corabia aia unde Iona sfore. Prorocul a intrat pe interzis și trage un pui de somn. Și ce-i culmea? Are bani pentru bilet? Urcă în corabie, mai există loc și locul nu într-un spațiu așa, într-o debară acolo, unde să fie înghesuit, împins, ghemuit. Locul are disponibil la cușetă să doarmă. Și doarme dus, zice Biblia. Și culmea e care somn. A intrat împotriva voii lui Dumnezeu, intră pe roșu la semafor, la semaforul spiritual. Nu-i pasă de Dumnezeu, fuge de Dumnezeu. Și Domnul are somn. Și când doarme bine, Domnul zice, Iona, tu știi că eu mă gândesc la tine. Tu știi că eu mă gândesc la tine. Tu ai intrat într-o stare de relaxare, nu-ți mai pasă de Dumnezeu, de prorocie, de chemare, de dar, de lucrare, de nimic și nu te mai gândești la mine. Atâta te gândești cât să fugi de mine. Și Domnul zice, eu mă gândesc la tine și o să-ți demonstrez că mă gândesc la tine prin cuvintele unui păgân. Și ce zici că zic păgânii? Capitanul vasului decretează, ordonă și zice, toți de pe vas să vă rugați. Păi cum? Acum? Acum la porunca ta? Păi dacă e cuțitul la os, se roagă oamenii, știți? Când vine boala, ce se roagă oamenii? Când vine furtuna peste corabie, se roagă toți, fiecare la Dumnezeul lui. Dar toți Dumnezeii lor sunt muți, sunt orbi, surzi. Și până la urmă nici măcar nu există, doar mintea lor există. Și toți păgânii se roagă la Dumnezeii lor, unul singur care are un Dumnezeu adevărat nu se roagă. Și Domnul zice, Iona, eu mă gândesc la tine. După ce tot s-a rugat, nu vă imaginați că s-a rugat 5 minute. S-a rugat, nu știu cât, dar poate peste ore. Niciun răspuns, furtuna e mai puternică. Nici o soluție nu vine. După ce se roagă tot personalul, toți pasagerii, unul dintre ei nu s-a rugat. Și își dă seama, capitanul vasului, că există un pocăit care sforăie. Stai imaginea pentecostalului care duminică, în timp ce e strujbă, el sforăie.
ce obosită-s. Aha. Să vezi tu ce obosită să fii. Când îți trimite Domnul oboseală de aia, o să vezi tu ce obosită-s. Da? Imaginați-vă că merge căpitanul vasului să caute din cameră în cameră. Cine nu se roagă? Bă, ce întrebare! Cine nu se roagă? Că știți ce face Dumnezeu? Când ne rugăm de bunăvoie, ne ajută. Ne ajută să ne rugăm. Dintr-o dată avem cauze pentru care să ne rugăm. Dintr-o dată avem motive pentru care să ne rugăm. Dintr-o dată suntem interesați de Dumnezeu. Și dacă nici când vine necazul ăsta noi nu ne mai rugăm, că am intrat într-un fel de blocaj spiritual, încăpățânare de aia crasă, știți ce face Domnul? Ne bate obrajii prin păgâni. Și ne obligă să ne rugăm. Capitanul vasului intră din cameră în cameră și pe gaura cheie aude că unul sfore. E drăguțul Iona. Simpatic de altfel băiatul ăsta. Un bărbat extraordinar. Dintr-o dată intră, nu credeți că statul un pic se deschide ușile frumos să nu se audă cum scârțâie. A intrat direct și l-a văzut pe ăsta că sfore. Și cum credeți că l-a trezit? Eu cred că s-a apropiat de el, l-a prins așa de piept, de pe pat sau de pe saltea unde era, și a zis, hei, dormi? Scoală-te, că mori în somn, prietene. Te neacă. Te duci. După ce îl trezește, știi ce zice? Roagă-te Dumnezeului tău. Și ascultați ce zice el. Păgânul. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Ne-am rugat la toți dumnezeii noștri, toți sunt pămuți. Nici unul nu interesa, nici unul nu se gândește la noi, nici unul nu poate să ne salveze. Poate că Iahve, Dumnezeul tău, Iona, Elohim, Dumnezeul lui Israel, poate că El va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Știți de ce n-am pierit? Știți după ce, după pandemie, a rămas în picioare? Nu că am luat noi nu știu ce rețete. Nu că am știut noi să ne purtăm măștile. Cineva s-a gândit la noi. Lăudat să fie numele Domnului. Cineva ne-a ținut firul vieții să continue viața noastră. Și la unii le-a prelungit firul vieții. Și dacă ești aici și viu, cum zice un vers, e semn că pentru tine nu-i încă prea târziu. Aleluia! Cineva se gândește la dumneata? Cineva se gândește la tine dacă ești mai tânăr? În primul rând, auzindu-te. David zice, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat înspre mine, mi-a ascultat strigătele. Vedeți, cei ce locuiți în diaspora vă simt că aveți momente în care diavolul vă zice, pe tine Dumnezeu nu te mai ascult. În România, măcar aveai biserici aproape, mai mergeai la un proroc, te mai rugai cu o soră din sat, mai făceai o activitate, mai puteai cumva aici singur. Nu știe nimeni de problemele tale, ești ca și aruncat într-un deșert. Așa zice diavolul uneori, așa-i? Să vă prezint un caz de două suflete care din perspectivă socială nu mai aveau nicio șansă. Una e mamă, majoră, bineînțeles, ca vârstă, unui minor. S-au întâlnit la masa festivă când trebuia să fie înțărcat Isaac. Într-un moment de bucurie, când toți trebuiau să plece acasă sătui și bucuroși. Dar pentru că Ismael, băiatul de vreo 13 ani, râde contrastimp, râde când nu trebuie, Rebecca se supără foc, și Sara, iertați-mă, se supără foc și îi zice lui Avram, hai, fă-i papucii la asta. Izgonește-o pe Agar, pentru că Ismael nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Bine, știți bine că cine a creat paranteza asta din cauza că avem lupte pe fâșia Gaza, cam știți, zice, nu? Știți bine. Tot ea a fost vinovată că, da, i-a propus lui Avram și Avram a fost vinovat cu acceptat. Deci vina e, da? Izgonește. Cuvintele astea nu i-au plăcut lui Avram. Însă Dumnezeu, când ești într-o situație
dificilă și nu știi ce să decizi, dacă ești omul lui, Dumnezeu vorbește cu tine. Biblia zice, Dumnezeu a zis lui Avram să nu te mâgnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale, fă sarei tot ce se cere. Ce s-ar bucura să rulezi să zic așa Dumnezeu către bărbaților. Mă lasă, mi-o rochează. Acum, de bine și ce cer surorile, știți? Cum a cerut Sara ceva și... Na. Biblia zice, a doua zi Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine, un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei, i l-a pus pe umăr, i-a dat și copilul și i-a dat drumul. Există o vreme în viață în care parcă nimic nu merge. Toate-s de-a-n doastele, toate-s cu roatele în sus. Nimic parcă nu mai funcționează. Biblia zice, ea a plecat, și uitați-vă ce zice Biblia, și a rătăcit prin pustiul Berșeba. Nu doar că a mers pe drum singură, având niște probleme pe care nu le putea împărtăși cu băiatul ei preadolescent de 13 ani. Pe lângă marea problemă că nu mai avea pe nimeni, că nu mai avea nimic decât un burduf de cu apă și cu pâine, mare o problemă, s-a pierdut. Ai câteodată în viață senzația asta că te-ai pierdut. Că ai intrat într-o zonă de unde nu mai poți să ieși, vai, și parcă o mână nevăzută apasă pe mintea ta și zice, nu poți, nu știi, nu reușești, n-ai nicio șansă, mori, vei fi distrus, vei fi aruncat, îți pierzi mântuirea, tu n-ai siguranța salvării, mori, mergi în iad, deșert. Te uiți în față, doar praf și vânt, te uiți în stânga, doar praf și vânt, te uiți în dreapta, doar praf și vânt, te uiți peste tot, e un sunet înșuierător, înfiorător de praf și de vânt care îți sună în urechi și îți bate în ceaf și n-ai nicio soluție. Cine o poate auzi pe Agar? Drama ei continuă că Biblia zice că a fost cum a fost câtă vreme a avut pâine. A fost cum a fost câtă vreme în burduf mai există apă, dar când ultima picătură de apă i-a dat-o și-a înghițit-o Ismael, băiatul Agarei, în momentul ăla i-a mai rămas numai Dumnezeu. N-a mai avut nicio soluție. Și pentru că durerea ei a fost așa de mare și pentru că totul îi spunea ei că s-a pierdut, că moare, că va fi distrusă, că va muri ea, dar în primul rând copilul din cauza faptului că îi însetat de atâtea zile, a zis ce să mai fac, hai să-mi iau copilul și să-l arunc. L-a aruncat ca la o distanță de aruncătură de arc. Și a zis, măcar să nu văd copilul respirând pentru ultima dată. A șezut dar în fața lui, la o depărtare, a ridicat glasul și a început să plângă. Sunt momente în viață în care nu-ți mai ajung banii, nu-ți mai sunt suficienți, jobul nu te mai ajută, nimic nu-i mai merge. Singurul lucru care ți-a mai rămas e să plângi. E să plângi. Când nimeni din casa ta nu are soluție pentru problema ta, când nimănui, spunea psalmistul, nu-i pasă de sufletul tău, când nimic parcă nu merge normal, când tot ce vrei să spui nu înțelege nimeni din jurul tău. Există vreo soluție? Mare Dumnezeu vreun plan cu viața ta? Cine să o asculte pe Agar? Când Avram a izgonit-o, este autoritatea care a dat afară din casă. Nu știu dacă există cineva de aici care a fost izgonit de acasă vreodată în viață. Și o durere imensă. Să te iei pe drum, să nu știi unde mergi. Există cineva care aude în cer? Biblia zice, versetul 17, Dumnezeu a auzit glasul copilului. Dar Doamne, Tu nu asculți doar pe oamenii majori? Tu nu ești interesat doar de ce se întâmplă la Vladimir Putin, la Biden, la Iohannis? Nu ești interesat doar în zone unde se iau decizii influente și puternice, care mișcă mapamondul? Nu. Pe mine mă interesează de un copil care pricepe durerea prin care trece
E preadolescent și realizează că e gata să se apropie de moarte. Că nu mai are speranță. Și eu, Domnul, Dumnezeu din cer, am o grămadă de probleme de rezolvat, miliarde și miliarde, infinite, dar eu aud glasul unui copil. Dumnezeu a auzit glasul copilului și Dumnezeu a zis unui înger: pregătește-te de urgență. Unde să mă duc, Doamne? Uite, astea sunt coordonatele GPS, unde să mergi. Există un băiat, nu-i încă nici măcar major, n-are perspective, n-are loc de muncă, n-are viitor, n-are speranță, este alungat de acasă, este izolat, este expulzat din familie. Ce să fac cu el? Du-te unde-i. Are vreo speranță băiatul ăsta? Are vreun viitor? Există vreo șansă pentru el? Da. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Îngerul Domnului, îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Când nimeni nu mai poate vorbi cu tine, vorbește Dumnezeu. Problemele tale nu pot fi rezolvate din perspectivă umană. Le poate rezolva Dumnezeu, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Când situațiile tale sunt de așa maniere și așa de bine ticluite de diavolul, încât îți spune diavolul: nu poți, nu știi, mori, ești distrus, ești falimentar, intri în colaps, ai probleme la locul de muncă, ai probleme în mintea ta, n-ai cu cine să vorbești, nimeni nu te înțelege. Am să spun ceva în această seară: Dumnezeu mai are încă îngeri. Dumnezeu mai are semnale, Dumnezeu mai are mesageri și strig în această seară glorie lui Iisus. Glorie Dumnezeului nostru. Lui Dumnezeu îi pasă de problema ta și Dumnezeu aude chiar dacă nu mai poți vorbi, doar dacă plângi. Nu te teme, zice Biblia, vorbea îngerul cu Agar. Care e argumentul, Doamne? Căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Nu avem senzație că trebuie să mergem la el, să-l aducem, să-l punem nu știu unde, să-l așezăm într-un loc în care să pozeze bine, să se zâmbească dacă se poate, îmbrăcați-l frumos. Nu. Unde e? Unde nimeni nu-l mai vizitează. Au fost oameni care erau la terapie intensivă, așezați în blocul operator. Nu mai exista nicio soluție. Nicio soluție. Totul era cancer, metastază. Cineva le-a auzit plânsul, că nu mă se mai puteau ruga. Cineva era acolo lângă ei când au zis: Doamne, intru, primesc anestezia în 5 minute și s-ar putea să nu mai ies niciodată. Dacă plec, primește sufletul meu înaintea ta. Cineva era acolo. Când paroscopicul opera, când infla roșu intra prin organele interne, cineva era acolo deasupra. Numele lui este Iisus. Lăudat să fie numele lui. Un Dumnezeu care n-are nevoie să se deschidă ușa când apasă pe telefon. Un Dumnezeu care n-are nevoie cineva să-i dea acordul să intre în bloc operator. Un Dumnezeu care n-are nevoie de acordurile noastre. Că unii dintre noi nu le-am dat pentru alții, ca suntem, știți cum, câteodată. Un Dumnezeu care a auzit glasul copilului în locul unde este. În locul cel mai grav. Expulzat de Avram când tatăl credinței nu mai realizează ce trebuie să se întâmple. Când nu mai reacționează cum trebuie, când nu mai este nevoie de el, când este scos afară de sub orice putere care să-l ajute din perspectivă umană, cineva vine de dincolo de stele, cineva te aude, cineva se gândește la tine când nu se mai gândește nimeni la tine. Cineva aude glasul tău când nimeni din strada ta, nimeni din cartierul tău, nimeni din țara ta, nimeni din zona ta nu te mai poate auzi. Când oamenii spun să nu te mai aud, Dumnezeu zice: vreau să te aud. Vreau să te aud, lăudat să fie Domnul. Și cineva e aproape, se gândește la tine auzindu-te. Știți care e primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu cu Agar? Dumnezeu a zis Agarei: ridică-te, Agar, scoală-te. Știți care e primul gest pe care trebuie să-l facă un om al credinței, un om botezat în apă, când vine depresia peste viața lui? Trebuie să se destosol, să se scoată afară, să se scuture din locul în care se află. Smulge-te din această idee care îți vine la nivel de creier. Retrage-te din camera aia. Oprește lumina, retrage-te dintr-o obscuritate, din întuneric. Ieși afară din zona aceea.
du-te într-un loc în care să te poți ruga. Deschide Biblia. Caută-L pe Dumnezeu. Dacă nu poți să rostești vorbe din Biblie, plânge pe Biblie. Lasă lacrimile tale să coboare sub barbă, să coboare pe Biblie dacă e nevoie. Dacă nu știi să citești, pune-ți ceva să asculți din cuvântul lui Dumnezeu. Stai în genunchi și zi, Doamne, nu plec de aici până când nu coboară cineva lângă mine. Numele Lui este Iisus Hristos. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Că nu există depresie, nu există groapă adâncă, nu există faliment, nu există cădere, nu există mocirlă de unde să nu te poată smulge mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Iisus Hristos are putere. Slăvit să fie Domnul. Cineva se gândește la tine auzindu-te când nu te mai aude nimeni. Scoală-te, a zis Dumnezeu acestei femei. Ce să fac, Doamne? După ce te-ai trezit, ține-ți copilul de mână. Dragi părinți, aveți grijă la ce vă expuneți copiii. Aveți grijă. Este copii care trec prin drame care depășesc nivelul lor intelectual. Și pentru asta-s vinovați părinții. Nu e normal ca copiii să se ascundă pe-n dulapuri când începeți voi scandalul. Nu e normal. Nu e normal să aibă frică și să vorbească de când sunt minori mici de tot, să vorbească între ei și să zică, iar o să se certe. Oare de ce? Care e subiectul pentru care se ceartă având copiii minori urechile ciulite? Că vrei să faci tu dreptate, indiferent cine ești, bărbat sau femeie, soț sau soție, indiferent cine ai fi. E normal. Acoperă problemele care le ai și nu le expune copiilor tăi. Țineți copilul de mână. O mamă adevărată își ține copilul de mână la nivel figurat, adică spiritual vorbind. Știți de ce? Când ții pe cineva de mână, dacă ești major, când ții un copilaj de mână, îi simți tremurul. Când îl ții de mână, tremurul îi se oprește. Știți de ce? Copilul știe că tatăl lui sau tatăl ei e cel mai puternic. Știți când se ceartă doi copilași pentru machetuțe și păpuși, știți ce zic? Vezi că vorbesc cu tata. Vezi că tata îți dă. Și tatăl meu e mai tare decât tatăl tău. Să-i duelul lor. Și el crede că tatăl e cel mai tare. Că mama știe să rezolve problema. Țineți copilul de mână. Nu-l expune. Spune-i doar lucruri care le poate înțelege. Eram în anii trecuți la școală. Și la o clasă a treia sau a patra, nu mai știu care, așa mi-a venit mie să spun. Dragii mei copilași, voi aveți ceva mărturii cum a lucrat Dumnezeu în casa voastră? Copiii ăștia aveau undeva la 90 ani aproximativ. Fiecare și-a zis mărturia lui și la un moment dat lângă catedră a venit un băiețel foarte emotiv. L-am simțit că vrea să se apropie de cotul meu. Eu stăteam la catedră pe scaun și el s-a apropiat cu mânuța lui cu emoție de cotul meu ca să-și oprească tremurul. Tremura tot. Pentru el probabil că era ceva neobișnuit să stea în spatele catedrei, să stea lângă domn profesor. Nu că eram cineva, dar copilul ăsta avea emoții. Și tremurând a zis următoarele lucruri. Domn profesor, tăticul meu în urmă cu 6 luni, înspre un an, nu mai știu exact perioada, n-a mai avut loc de muncă. Am început să ne rugăm, zice băiețelul, ascultați ce terminologie avea băiatul. Tăticul meu și-a pus CV-ul, curriculum vitae, a zis el, CV-ul, la mai multe firme. Fiecare seară ne rugam, Ne rugam în living împreună cu toată familia, cu frații mei, cu surorile mele, cu tata și cu mama. Și după ce ne-am rugat, după 6 luni aproximativ, s-a întâmplat o minune, zice băiatul. L-au sunat de la o firmă unde câștigă mai mult decât a câștigat înainte de a fi dat afară. Slăvit să fie Domnul! Și ce înseamnă asta? Să-ți expui copilul la minunile Domnului. Să le povestești copiilor tăi că Dumnezeu lucrează în casa ta, că Dumnezeu face minuni în familia ta, că lui Dumnezeu îi pasă de tine și de familia ta. Expune-ți, el o să vadă anumite lucruri pe care nu le poți ascunde. Băiatul ăsta a observat că a fost expulzat. Degeaba, orice drept al
copilului sau drepturile omului, orice ar fi făcut, când Agar l-a izgonit, o simțit izgonirea asta. Există lucruri la care nu poți să-l scoți afară să nu fie expus, dar nu-ți expune copilul. Când mama l-a aruncat sub tufiș, o greșit. Nu-ți arunca copilul nici pe stradă, nici pe internet, nici la desene, nici la televizor, nici în contexte în care las că stă liniștit în lumea lui. Nivelul lui perceptiv este foarte dezvoltat. Dacă a și văzut foarte multe lucruri la școală și prin internet, deja este expus la niște factori informativi mult mai performanți decât cei de pe vremea dumitale sau vremea mea. El știe foarte multe. La 11-12 ani deja știe tot despre orice aproape. Nu-ți expune copilul. Puneți copilul sub aripile lui Dumnezeu. Țineți copilul de mână. Scoală-te, i-a zis îngerul Agarei. Ia copilul și ține-l de mână, că își voi face din el un neam mare. Și ascultați ce spune versetul 19. Că nu exista nicio soluție pentru viață. Dumnezeu i-a deschis ochii. Și ea a văzut un izvor de apă. S-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a ajuns mare, a locuit în deșert și a ajuns ca profesie vânător cu arcul. Dumnezeu a fost cu copilul. Când nimeni nu se mai gândește la tine, când nimănui nu-i pasă de sufletul tău, când ai senzația că Dumnezeu îi pământ la problemele tale, când diavolul spune Dumnezeu nu mai este implicat în viața ta, lui Dumnezeu nu-i mai pasă de tine. Am să-ți transmit un mesaj în seara asta. Domnul Iisus, Domnul Iisus se gândește la tine. Se gândește auzindu-ți strigătele. Dar ca să audă Domnul, trebuie să strige. Ca să aibă Domnul ce să audă, trebuie să strigi. Vedeți? Există un nivel în care ne rugăm normal. Când nu bate furtuna în casa noastră. Când tot e ok. Există un alt nivel când strigi. Știți când strigă un om care e în valuri? Când are senzația că se neacă. Nu mai condamnați. Nu mai comentați împotriva lui. Că dacă strigă, s-ar prea putea să aibă probleme foarte mari. S-ar prea putea problemele lui să depășească nivelul acela de siguranță și are tendința să strige, de ce? Să mă audă Domnul! Și poate necredința i-a năpădit inima și începe să se lamenteze că Dumnezeu e departe și are nevoie să strige ca să-L audă. Lăsați-i pe oameni să strige, să strige atunci când simt că trebuie să strige. Dacă nu simt, se pot ruga în șoapte, dar nu întotdeauna ai problemele Anei. Și dacă n-ai problemele Anei, fă ca și psalmistul cu glasul meu, strigă-te Domnul. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei, nu o parte din ei, de toți. Când te rogi, există o forță extraordinară. Când te adresezi înspre Dumnezeu, înseamnă că tu îți pui toată încrederea în Domnul. Ai siguranța că Dumnezeul tău e prezent. Știi că Dumnezeu poate, știi că Dumnezeu are capacitate, știi că Dumnezeu are soluții. Te încrezi în Dumnezeu, în mijlocul problemelor tale. Nu te încrede la nivel omenesc, nici în Suedia, nici în Spania, nici în Noua Zeelandă, nici în România, nici în alte părți ale lumii. Încrede-te în Dumnezeu. Încrede-te în numele Domnului. Domnul se gândește la tine. El te aude când nu te aude nimeni. Versetul 1 spune așa. Ne-am pus nădejdea în Domnul și El s-a aplecat înspre mine. Vedeți, avem senzația uneori că Dumnezeu e undeva în cer. E prea departe Dumnezeu să mă bage în seamă. E prea ocupat Dumnezeu să mă ia în serios. E prea prins Dumnezeu în activitățile sale infinite să fie lângă mine. Nu! Domnul se gândește la tine în al doilea rând, aplecându-se înspre tine. Aplecându-se înspre tine. David zice, eram în groapă. Nu mai aveam pe nimeni. Degeaba ar fi venit unul dintre consilierii mei și să-mi spună Davide de la gaura gropii, de afară, ce milă mi-e de tine. La ce m-ar fi ajutat? Degeaba mi-ar fi zis să știi că și eu am fost în groapă odată. Degeaba. Aveam nevoie de cineva care să se aplece.
Degeaba venea cineva așa cu spatele drept să nu-i pese de nimic, să zică, o, da, las că e ok, trece. Nu. Avem nevoie de cineva care să se aplece. Imaginea milosului și deosebitului samaritean e foarte potrivită. De la Ierusalim, cetatea păcii, un om obișnuit, un om ca noi, se cobora spre Ion, spre cetatea blestemat. Oare nu cumva asta poate fi istoria mea sau istoria ta? Oare de când ai încheiat legământ cu Domnul, n-ai avut moment în care ai coborât spiritual? De la pace la tulburare? De la siguranța mântuirii la o nesiguranță puternică că s-ar putea că lui Dumnezeu să nu-i mai peste de tine? Da, a greșit foarte mult că a coborât de la Ierusalim. A greșit foarte mult că s-a retras din zona echilibrului, din zona binecuvântării, din cetatea păcii. Ierusalim înseamnă cetatea păcii, în traducere. A greșit foarte mult. A greșit că s-a coborât în Ierion, o cetate blestemată, care s-a construit cu prețul unui băiat. N-a acceptat blestemul în casa ta. Că o să-ți distrugă familia blestemul. O să te trezești că vezi consecințele păcatului pe care le-ai comis tu în pruncii tăi. Cum suferă și nu o să poți să-i ajuți. Nu te juca. Nu coboră. Dar dacă coboră, există vreo șansă? Biblia zice, a căzut. N-a mers intenționat să zică tâlharilor, dați în mine! Coborârea a fost intenționată, dar căderea a fost neintenționată. Luca 10:30 zice, a căzut între niște tâlhari, că tâlhari sunt mulți, sunt tâlhari și în Suedia, stați liniștiți. Sunt tâlhari mai la tot colțul. Tâlharii l-au dezbrăcat. Vedeți, când te atacă dușmanii spirituali, în primul rând te dezbracă de puterea, de prestanța, de acel nivel la care era altădată. Te dezbracă să te facă de minune. L-au dezbrăcat de hainele lui. Avea niște haine compatibile cu Ierusalimul. L-au dezbrăcat de hainele lui. L-au jefuit de tot pentru că dușmanii spirituali au un plan să-ți ia tot. Hoțul nu vine decât să înjunghie, să prăpădească, să fure, să înjunghie și să prăpădească. El nu vine că e sărac, hoțul vine doar să moare. Să prăpădească. L-au jefuit de tot, i-au luat toți banii, asta înseamnă. Toate resursele prin intermediul cărora putea să ajungă mai departe, să se reîntoarcă în Ierusalim. Nimic nu mai avea la el. Și acum nu mai înțeleg asta. Asta chiar nu mai înțeleg. L-au bătut? Zdravă. Bine, mi-am înțeles că i-ai dat jos hainele să-l faci de minune. Am înțeles că l-ai atacat și i-ai luat tot. Am înțeles că ăsta-i jobul tău, tâlharule. Să iei tot, să șefuiești tot. De ce-l mai bați? De ce-l mai bați? Sunt momente în care satana te minte și spune, o, numai un pic, spătezi un pic imagine, lasă că te întorci înapoi, nu mai știe nimeni. E ok, e în regulă, nu. Nimeni nu o să știe, nu o să se întâmple nimic, lasă, permite-ți păcatul ăsta, că nu-i problemă, frate, ok? Numai ăștia fanatici zic că e problemă. Te șefuiește un pic, mai faci alți bani, lasă că e ok. Nu e adevărat. L-au bătut stravă. Putea să-i distrugă anumite părți ale corpului care să nu se mai refacă niciodată. Putea să-l atace și chiar să-l omoare. Știți cum l-au lăsat? Aproape mort. Imaginați-vă că peste tot era doar vânătăi, doar răni, sângele curgea din el și era cald pentru că nu de mult a fost atacat. Pe același drum din întâmplare se cobora un preot. Și când l-a văzut pe omul acela, a zis, mă, s-ar putea să fie mort, crezi, spiră cu greu, dacă după ce l-ating moare, înseamnă că 7 zile nu mai am dreptul să mă duc la jertfă, sunt programat, am fost tras la sorți, eu trebuie să fac slujba, gata, n-am timp. S-a ocupat. Trebuie să ajung la timp, la oră. Așa face și preotul și levitul. Și nu dați în pastor și în cântăreți, că ăștia suntem noi toți. Când te-ai rugat ultima dată pentru un om care nu are speranță?
Sau când te-ai rugat pentru omul care te-a judecat și acum e la greu. Cu greșită sau coborât. Eu nu zic să musti durile de pe stare, că n-ai autoritate. De eu zic să nu fii așa dur și să zici, las că așa trebuie să se întâmple. Dumnezeu nu bate cu bota. Foarte bine se întâmplă. Să-l bată mai tare. Dar face Dumnezeu după cuvintele noastre și după gândirile noastre. Praf să rage de noi. Dar rău ar fi, știți de ce? Pentru că noi astăzi gândim de cutare care e lovit. Însă, peste 200 de ani poate cădem noi. Înțelegeți? Și atunci, ce tratament am vrea să ni se ofere? Dar, versetul 33 spune, un samaritean care era în călătorie. El călătorea special ca să găsească oameni pierduți, oameni căzuți, oameni fără viitor, spune versetul 33. A venit de a-L iubeze pe Iisus. Știți unde a venit? Unde a venit? În locul unde era. Toți l-au ocolit, toți au spus, n-are nicio șansă, n-are nicio perspectivă, lăsați-l în pace să cadă, să moară, e mort. N-are speranță. În noaptea asta în gheață. Și la evrei noaptea era foarte frig. Ne spune Iacov în amintirile lui. A venit în locul în care era. La ce oră ai venit? O trecut de ora zero. Nu contează ora. La miezul nopții sau în zorii dimineții. Când nu mai merge telefonul sau când merge. Când nimeni nu mai poate să vină în camera ta. Când ți-e rușine să nu te audă vecinii din stânga, dreapta, deasupra, de unde ai vecini. De ce s-a întâmplat la tine acasă? Dacă stai în prezența lui Dumnezeu, să știi că cineva se gândește la tine. Numele lui este Iisus. Slăvit să fie numele lui. Biblia zice, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. A venit în locul în care era. Și ce înseamnă asta? În mod normal, el mergea pe un traseu anume. Era la un nivel anume, da? Înțelegeți? Era la un nivel anume bărbatul ăsta care mergea samariteanul. Ca să ajungă la căzut între tâlhari, o trebuie să pună genunchi în balta lui de sânge. Înțelegeți? O trebuie să îngenuncheze lângă problema lui. O trebuie să vină lângă problema lui și să-i audă bătăile inimii. Să-l vadă dacă mai are puls. Dar samariteanul nu doar că s-a uitat la el și a identificat problema lui. Ascultați ce zice Biblia. S-a apropiat. Oare nu simți, dumneata, în această seară că Iisus este aproape de noi? Este aproape de problema ta, de falimentul tău, de căterea ta, de insuccesul tău. S-a apropiat de a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin. De ce a pus vin? Și ce a pus vin? Că peste o rană există nisip, există puroi, există infecție. Noi ne-am așteptat să vină Domnul să zică, băgați sub preș, să nu știe nimeni. Hai sub preș, ascundeți, gata, ok. Vă pun un de lemn, vă ating rănile așa un pic să vă fac poză frumos cu voi, fac un pansament cumva să vă rezolv. Nu, nu, nu. Știți cum face un medic specialist corect când vede o rană cu puroi? Apasă în jurul ranei și împrașcă puroiul. Îl doare pe cel ce are rana. Îl cam doare. Dar trebuie să scoată afară tot ce e rău. Că dacă nu, se face o poșghiță, se creează iluzia că ești bine și apoi dai în infecție septicemie și mori. Că infecție în sânge. Te-ai dus. Și ce zice profetul? Vai de cei ce leagă rana la poporului meu în mod ușuratic. E ok, frate, e regulă. Nu, nu e ok. Ai o problemă spirituală. Da, rezolvă-ți problema de urgență. Pune mâna pe telefonul la care îl ai și dacă mai ai contacte prin intermediul cărora persoane pe telefon prin care ai ajuns la păcat, șterge-le după ce le-ai blocat numărul. Ești afară din anturajul lor. Nu mai merge pe strada aceea. Și ce le spun la cei ce au umblat cu droguri? Niciodată, băiete, să nu mai atingi telefonul și să formezi numărul la persoana aia. Niciodată să nu mai mergi la colțul ăla unde s-au pus papucii cu șureturi, semn că se împart droguri. Nu mai intra acolo. Dacă ajungi din excepție, accelerează când ești pe acolo. Blochează-ți ușile. Și ce le spun la bărbații care au trăit în adulteri, în hoteluri? Nu mai intra pe hotelul ăla, pe strada unde e hotelul, să nu mai mergi niciodată.
Sau măcar 2 ani de acum încolo. Fii exigent cu păcatul din viața ta. Fii dur. Tu poți să vii la biserică, eu pot să vin la biserică, oricare dintre noi să apărăm niște sfinți de agățat pe păreți, cu minți deosebiți, dar în viața ta există păcat? Există puroi? Samariteanul n-acoperă puroiul, scoate. Samariteanul nu a pus vin pe gură, știți? Înțelegeți? Nu a pus pe rană. Știți că există pocăiți botezați, adică penticostal, nu pocăiți, care trag la măsele? Dacă din greșeală le vezi căruciorul pe la supermarketuri, se vezi cum aruncă pachete de hârtie igienică păstă, știți? Îl cumpăr pentru un prieten, dă-l de pământ. Vinul nu are ce să caute la pocăiți. Eu nu sunt de acord nici măcar cu vinul în mâncare, știați asta? Vinul avea rol de dezinfectant. S-a inventat dezinfectant, nu știați? Știu că știați, dar... Înțelegeți? S-a pus un de lemn. Când rana este așa scoasă afară puroiul din ea, s-a pus un de lemn ca să se cicatrizeze rana. Să vezi pe sora care bârfea, că acum începe să se roage. Să vezi pe fratele care gândea rău împotriva fratelui său, că acum începe și zice, vai, dacă aș fi în situația lui, cum aș reacționa? I-a pus un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han. Și ce zice aici cuvântul Domnului mai departe, versetul 34? Și a îngrijit de el. Îl iubesc pe Iisus că în fiecare dimineață îngrijește de mine și de Alexandru. Îngrijește și de tine. Azi dimineață când ți s-au deschis ploapele, nu ți-au rămas lipite, știți de ce? Cineva s-a gândit la noi și a îngrijit de noi. Cineva ne numără respirațiile și bătăile inimii. Cineva e prezent lângă noi când nimeni nu mai poate să ne viziteze. Când nu mai e nicio soluție, Domnul e prezent acolo și strig din toată inima, lăudat să fie Domnul. El nu vine doar să te audă, El vine să se aplece înspre problema ta, El vine să îngenuncheze în balta ta de sânge, își pătează cu ghilimele de rigoare onoarea. Rămâne cu urme după ce te-a ajutat. Dar și tu rămâi cu binecuvântarea faptului că te-a ridicat Domnul. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat anciului și a zis, ai grijă de el și orice va mai cheltui îți voi da. Înapoi, la întoarcere, a plătit totul Iisus pentru noi. Nu numai 2 lei, și-a dat propria viață a Lui. Și-a lăsat ultima picătură de sânge. Prea mult a suferit Domnul să-mi bag joc de El prin faptele mele murdare. Mi-o dezonoare la adresa Lui Dumnezeu, fapta mea care nu-I place Domnului. Trebuie să mă oblig să trăiesc curat. Trebuie să mă responsabilizez să trăiesc pentru gloria Domnului. Nu poți să minți când Domnul a murit pentru tine. Nu-i admis să înjuri botezat în apă sau botezat. Dacă Domnul a fost cu casa ta, dacă Domnul a fost lângă tine, lângă cancerul tău, lângă problema ta, lângă insuccesul tău, Dumnezeu te-a ridicat din faliment, din cădere, din neputință, din insucces, din groapa mucirii. Trebuie să strigi toată viața ta, glorie lui Iisus, glorie lui Iisus, glorie lui Iisus. Toată viața să-L responsabilizezi și să-L reprezinți cu cinste. Fii responsabil de modul în care trăiești. Să fie lăudat Domnul. Ascultați ce zice Biblia, m-a scos din groapa pieirii. Domnul se gândește la tine, nu doar aplecându-se, ci acordându-ți ajutor. Când nimeni nu te ajută, când nu mai poți să apelezi la nimeni pentru problema ta, cineva se întinde cu o mână nevăzută, trece dincolo de tavan, dincolo de cancer, dincolo de diagnostic, dincolo de imposibilitate, mâna lui se întinde spre tine și zice, David, am simțit o mână, cineva a venit lângă mine. Eram în mocirlă, mă afundam, n-aveam nicio soluție. Încercam să dau din coate, eram mai jos. Încercam să mă prind de rădăcini, se rupeau rădăcinile din groapă. Dar cineva a venit lângă mine.
A trecut dincolo de ce zic oamenii, de ce coboară ăsta în groapă. Și mâna lui a fost suficient de lungă să mă scoată din groapa peirii, din fundul mocirilor. Și strig din toată inima, glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! El ți-a acordat ajutor când n-ai meritat, când ai ajuns în groapă din propria inițiativă, din neatenție, din neglijență, când ai patinat pentru că ai mers pe zone interzise. Domnul totuși, când ți-a îndreptat privirile spre El, s-a apropiat de tine. Uitați-vă ce zice cuvântul Domnului. Eram și noi în faliment, zic ucenicii. Eram gata să murim cu toții, nu mai aveam nicio șansă, nicio soluție de izbândă, nici măcar o situație prin care să ieșim afară. Toți muream, eram sortiți morții, eram într-o furtună extraordinară, trebuia să murim. Nu aveam nici o soluție. Cineva a venit aproape de mine. Cine? A trecut prima strajă din noapte, 6 ore aproximativ și nicio soluție. A trecut a doua strajă din noapte și nimic la orizont. Furtuna continua să fie acerbă, extrem de amenințătoare. Corabia era gata să se sfărâme. A trecut și a treia strajă din noapte și când era atât de greu să veghem, când era parcă imposibil să mai credem că ne salvează de cineva, la orizont s-a arătat că vine cineva spre noi, ca o siluetă de om. Numele lui este Iisus. Ne-am uitat la El, zic cu cenicii, și am zis, o nălucă! E o arătare. Nu suntem la fel și noi uneori? Ne rugăm pentru rezolvarea unei probleme și când e aproape să se rezolve problema, zicem, Doamne, ăsta nu-i Domnul, ăsta nu știu cine, este un pericol. Petru cu curaj zice, dacă Tu ești, Doamne, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Ce curaj a avut omul ăsta. Să-i cer Domnului, să-L testezi pe Domnul, să ai curajul să-I ceri lui Dumnezeu să-ți rezolve problema ta încă-i furtună. Nu zici spotolește furtuna. Omul ăsta e implicat și își dorește experiențe cu Domnul. Și el zice, dacă Tu ești Iisus, dacă Tu ești Domnul, nu ești o nălucă, să fac un test. Să se ocupă cu testul ăsta. Poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Știți ce e cel mai greu? Cel mai greu nu să calci pe ape. Cel mai greu să ai curajul să ridici piciorul și să-l pui în afara corăbiei. Când Domnul zice, urmează-mă, chiar dacă problemele tale nu s-au rezolvat. Continuă să mi te rogi, chiar dacă nu vezi niciun răspuns. Continuă să citești din Biblie, chiar dacă nu merge nimic în casa ta. Continuă să crezi în minuni, chiar dacă totul merge tot mai rău, tot mai rău, tot mai rău. Și Petru scoate piciorul drept sau stângă, nu știu pe unde a ieșit, din corabie, prin dreapta sau prin stânga și călcă pe ape. Dar când a văzut că vântul era tare, versetul 30, Matei 14, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, dar ce se întâmplă cu tine, Petre? De ce te uiți la vânt? N-ai fost tu conectat la Iisus? N-ai avut tu privirea spre Mântuitorul tău? Nu i-ai cerut tu lui Iisus Hristos, dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă Tu ești Iisus Hristos, Domnul vieții, poruncește-mi să calc la Tine pe ape. N-ai auzit tu vocea? Vino! Un singur cuvânt a zis Iisus. Vino! N-ai auzit? Pat am auzit. Dar încep să-mi iau privirea de la Iisus și să mă uit la vânt. Și să văd că e puternic împotriva mea, să mă uit spre mine și să văd că nu mai pot și să-mi dau seama că mă afund. Nu vă mai uitați în 2024 la oameni. Nu vă mai uitați la valuri. Lăsați-vă privirile spre Iisus. Ațintiți-vă privirile spre apostolul și marele preot, adică Iisus Hristos. Căpetenia oștirii noastre. N-a fost învins în nicio bătălie. El este Domnul. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și strig în această seară. Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Lasă-ți privirea ațintită spre Domnul. Petru se afundă, dar măcar strigă la cine trebuie. Putea să zic, aruncați-mă, Ioan și Andrei, o frânghie. O grămadă apelează la oameni. Pe cine știi, nu știu unde. Dă un telefon, rezolvă. Domnul zice, aștept să văd când mă cauți pe mine. Și ce spune versetul 31? La o rugăciune rapidă a lui Petru, în timp ce era în valuri, Matei 14, îndată Iisus a întins mâna. Biblia nu zice Iisus a făcut niște pași și apoi a întins mâna. Biblia zice de la distanța în care se afla, Iisus a întins mâna.
Vă întreb, a ajuns mâna lui până la Petru? Aleluia! A întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Merita dojana asta, dar e micuță, față de ce a făcut el. Versetul următor zice, și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Fără Iisus în corabia ta e vânt. Oare nu cumva bate vântul pentru că ai început mai încet să o lași cu relația ta cu Iisus? Oare nu cumva ai căzut într-o groapă pentru că ai început să bârfești în loc să te rogi? Să minți în loc să spui adevărul? Să te enervezi și când îți sare țandra și nu te mai poți echilibra, să mai trântești câte o înjurătură? Oare nu cumva ai intrat într-un duel cu cineva și tot timpul cauți argumente să-l contraataci? Oprește-te! Nu-i place Domnului starea în care te afli. Ești pe drumul care duce la groapă. Cineva se gândește la tine acordându-ți ajutor. Mă rog Domnului să intre în cercetarea fiecăruia dintre noi. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă pe fiecare în parte și să simțim mâna care se întinde spre noi, să ne ridice din căderea noastră, din falimentul nostru. Mâna lui Dumnezeu ajunge la groapa cea mai adâncă. Mâna lui Dumnezeu te smulge din noroiul cel mai mlăștinos. Domnul poate să facă asta. Și mă rog să se întindă mâna lui Dumnezeu și înspre tine, să simți eliberare. Biblia zice, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Pentru că Domnul îți acordă autoritatea. Domnul vrea să te facă stabil. Domnul vrea să-ți întărească pașii. Domnul te pune pe stâncă. Domnul te așează în El. Stânca era Hristos, spune 1 Corinteni capitolul 10. Au venit o stâncă care era Hristos. Nu mai sări de pe stâncă. Foarte mulți oameni își pus pe stâncă, rămân cu Dumnezeu o vreme și apoi se aruncă iară în groapă. Iară se aruncă în valuri. Nu te arunca din nou în valuri, că Hristos nu-i scafandru. Hristos a murit cu sângele Lui pentru noi, dar noi nu avem voie să ne jucăm cu Dumnezeu. Accidentul e accident, dar nu te arunca singur să vezi, te scapă Domnul. Nu fă teste cu Dumnezeu. Fii corect. Ți-a întărit Domnul pașii? Ți-a pus picioarele pe stâncă? Rămâi pe stâncă. Rămâi tare în credință în numele Domnului. Întărește-ți sufletul. Așează-te în numele Domnului. Foarte multe atacuri demonice care vin peste viața ta nu sunt învinse de către sufletul tău, pentru că nu ai autoritate de la Duhul Sfânt să rostești în numele Domnului peste mintea ta, peste privirile tale, peste urechile tale, peste buzele tale, peste mâinile tale, peste picioarele tale, să rostești numele lui Iisus Hristos. Te atacă diavolul într-un domeniu, să spui de câte ori trebuie până pleacă Duhul cel rău. În numele lui Iisus Hristos, duc necurat să pleci. În numele lui Iisus Hristos, duc necurat să pleci. În numele lui Iisus Hristos, duc necurat să pleci. Va pleca. Când se zice asta? În secunda 2, când ți-ai dat seama că e un duc de la diavolul. Că e un duc de frică, de anxietate, de atacuri, de panică, de tot felul de fobii, de spații, de lucruri care vor să te atace. Să nu-ți fie frică. Crede-te în Dumnezeu. Bazează-te pe numele Domnului. Dumnezeu ne-a creat să fim niște oameni care ne târâm în lumea asta și mergem din groapă în groapă. Ne târâm genunchi, ne julim și praf, ajungem cu greu. Lehamite ni nepocăință și ni greață să mai fim cu Domnul. Nu, Dumnezeu ne-a chemat să fim pe stâncă. Aleluia Domnului! Dumnezeu ne-a așezat pe stâncă și stânca asta e Hristos. Întrebare, cine e vinovat dacă tu cazi pe stâncă? Hristos sau tu? Eu personal. Stânca nu va fi învinsă niciodată. Stânca este invincibilă. Hristos n-a fost învins în nicio bătălie. Și strig în această seară glorie lui Iisus. Glorie lui Iisus. Înălțat să fie numele Domnului. Rămâi pe stâncă. Prea mulți oameni îndoielnici. O săptămână bine, o săptămână praf, iară jos. Iară jos. Iară n-are curaj. Iară n-are chef de viață. Iară nu mai știe ce cu el. Fii pe stâncă. Întrebare, dacă Domnul ți-a întărit pașii, de ce au slăbit? I-a întărit Domnul. Nu cumva ai călcat în cuie spirituale? Nu cumva ai mers pe teritorii mlăștinoase? Nu cumva ai intrat din proprie inițiativă și te-ai retras de pe stâncă? Rămâi pe stâncă, te-a așezat Domnul pe ea. Domnul se gândește la tine în ultimul rând.
arătându-te lumii. David zice, eram pe stâncă cu pașii întăriți și Domnul mi-a zis, cânt o cântare. Am primit o cântare nouă. Este un secret când Satana vine la nivelul minții tale cu descurajare. Caută să cânți o cântare. Știți că funcționează? Știți că e important să cânți o cântare la adresa lui Dumnezeu? De-aia zicea David, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăviți de dușmanii mei. Sunt izbăviți de toți care vor să mă atace. Pleacă dușmanii, fără explicații. Versetul 3 spune așa, mulți au văzut lucrul acesta. Domnul se gândește la tine arătându-te lumii. Să vadă toți că ești salvatul lui Dumnezeu. Să vadă toți că ești salvata Domnului. Și ce zice la un moment dat în Cartea Sfântă Biblia despre acea oaie pierdută? Care om dintre voi, spune Luca 15, dacă pierde o oaie din 100, nu se duce să o caute până când? Până când o găsește. Recunoaștem noi că ne-a căutat Iisus Hristos până când ne-a găsit? Eu din toată inima spun lăudat să fie Domnul Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui. M-a căutat și m-a găsit. Ce faci, omule, care ți-ai găsit oaia pierdută? O bagi într-un sac negru și o legi la... Să nu vadă nimeni? Ți-e rușine de ea? Și ce face omul care ți-a găsit oaia? O pune cu bucurie pe umeri, merge prin sat. Și toți o văd. Toți o cunosc. Consătenii ei, foștii colegi. Și zic, asta e oaia care a fost pierdută. Dar a găsit-o stăpânul, păstorul adevărat Iisus. Ascultați ce zice Biblia, mulți au văzut, nu toți, vor fi oameni care nu vor vedea, că nu vor să vadă și închid ochii intenționat și nu recunosc, chiar dacă e o trezire, e o minune, oameni scoși din droguri, din alcool, din tutun, din imoralitate, din dezmăți, din destrăbălare, ei nu vor să vadă. Dar cei mai mulți, mulți au văzut lucrul acesta. Ce a făcut? O zis, mă, ce tare e David, ăsta e extraordinar. Așa a zis? Nu. S-au temut de cine? De Domnul. Și s-au încrezut și ei în Domnul. Aș vrea să stăm ridicați. Este seara în care Duhul lui Dumnezeu simt că este prezent aici. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Și pregantu mena via se braud. Este o putere nevăzută care coboară lângă problema ta, lângă falimentul tău, lângă căderea ta. Poate în casă ta e o problemă, poate e o situație problematică, nu o cunoaște nimeni. În această seară, Domnul poate să te ajute și vrea. Domnul se gândește la tine. Mai mult decât poți să-ți imaginezi, te iubește Domnul mai mult decât te iubești pe tine însuți. Lui Dumnezeu îi pasă mai mult să-ți meargă ție bine, mai mult decât poți tu să crezi. În timp ce ai ochii închiși, aș vrea să stăm într-un moment în care să medităm la prezența Domnului. Să-i cerem lui Dumnezeu să coboare peste fiecare dintre noi. O putere nevăzută să coboare în sufletul tău, în inima ta, în viața ta. Să auzi vocea Domnului care îți spune, te iubesc. Mă gândesc la tine, nu te-am lăsat să mori, nu pentru că ai meritat viața, ci pentru că te-am iubit eu, pentru că m-am gândit să te eliberez, aleluia lui Iisus Hristos. Era în sărăcia ta spirituală, era în lipsurile tale spirituale. Ți-ai zis la un moment dat, nu mai am nicio șansă. Și din perspectivă umană nu mai aveai nicio șansă. Cineva a venit la tine să-ți dea o șansă. Era șansa eliberării. Bret que nomen aris. Sunt aici prezente persoane, îmi zice Duhul Domnului, care au nevoie de o intervenție supranaturală. În casa ta ai nevoie de o intervenție supranaturală. Să pui pe punct situația aia de conflict, să te oprești. Nimeni nu știe de aici că tu ai un conflict, dar în această seară Duhul Domnului te descoperă și vrea să te oprești în numele lui Iisus Hristos. Să te oprești, tu vii și pozezi bine, tot e ok la nivel de percepție vizibilă, dar Domnul vrea să facă o transformare, Domnul vrea să aducă o eliberare. Domnul se gândește la tine și la viitorul tău etern. Domnul nu se gândește doar la anii ăștia, să trăiești bine. Și asta înseamnă că e important pentru tine, dar vreau să spun ceva. Domnul se gândește la eternitatea ta. În sufletul tău, unde diavolul și-a găsit un culcuș, unde duhul de frică a început să se instaleze, unde gândurile de îngrijorare legate de viitorul tău încep să-și facă toate planurile și să-și pună
toate strategiile, toate le pune în mișcare. În această seară a coborât Iisus și Iisus Hristos îți dă speranță, aleluia. Iisus Hristos e prezent aici să spună te iubesc cu iubire veșnică, de aceea ți-am păstrat bunătatea mea, de aceea te-am adus din nou la biserică, de aceea ți-am dat un mesaj prin care îți spun, chiar dacă e coborât de la Ierusalim spre Ierihon, sunt samariteanul milos care mai îngenunchezi odată în balta ta de sânge, care vreau să te mai ridic odată, care vreau să-ți mai pun vinul meu care te dezinfectează și vinul ăsta nu este altceva decât sângele lui Iisus, sângele lui Iisus care și astăzi operează salvare. Bret cantara mana dizeraot, sângele lui Iisus care are putere de eliberare de sub gândurile tale, chiar suicidale, de sub planurile diavolului cu privire la casa ta, de sub gândurile celui rău, de sub pradopaj de medicamente pentru vreun prung de-a tău, în numele lui Iisus există putere de eliberare, există putere de descătușare, există persoane din neamul tău, zice Duhul Domnului, care chiar acum își injectează droguri în vene, în numele lui Iisus. O să ne rugăm ca Domnul să-i libereze, Domnul să-i libereze, să rupă lanțuri în această seară. Simt cum cad lanțuri, ret că nadi zara viozehet, duhurile necurate care vor să-ți atace mintea, care vor să-ți distrugă viitorul, să fie puse pe fugă, în numele lui Iisus. În numele lui Iisus există putere de eliberare, există putere de descătușare, aleluia, aleluia, aleluia. În numele lui Iisus există putere de descătușare, de eliberare, de transformare. Nu știu care e problema ta, nu știu care e groapa în care te-a aruncat satana, nu știu cât de adânc e mocirla în care te zbați, nu știu cât de adânc e locul unde ai ajuns, în locul cel mai de jos al gropii, în fundul mocirlei, și spune diavolul, ești prea jos să te audă Domnul, ești prea slab să te bage Dumnezeu în seamă, nimănui nu-i mai pasă de sufletul tău, strigă diavolul în timpanele tale, am venit să stau o veste, e vestea cuvântului sfânt lui Dumnezeu, îi pasă de viața ta, îi pasă de sufletul tău, nu vei merge în iad, vrea să te salveze Iisus Hristos, vrea să scrie numele în cartea vieții. Elit cantera mena gala doveres. Există putere în numele Domnului. În timp ce ai ochii închiși, indiferent de vârsta pe care o ai, stai în prezența Domnului, stai în prezența Domnului și zici, Doamne, ai milă de viața mea, ai milă de sufletul meu, ai milă de inima mea. Dacă ești aici și ai nevoie de o atingere supranaturală, ai nevoie să te ridice Domnul din groapă, pentru că destinul tău nu-i groapă, nu-i mocirla, destinul tău e pe stâncă, pe coloarele cerului. Elit che de semenadas. Dacă vrei o atingere supranaturală din partea mâinii cicatrizate a Marelui Rege Iisus Hristos, dacă vrei ca și pașii tăi să fie întăriți pe calea lui Dumnezeu, dacă vrei să spună Domnul putere oasele tale spirituale, să ai capacitate să mergi prin credință înainte, fă un semn cu mână ridicată. Domnul e prezent aici să aducă viață, aleluia, aleluia. Domnul să vă atingă, Domnul să vă atingă, Domnul să vă atingă, aleluia Domnului Iisus Hristos. Simt cum Domnul trece printre rânduri, se oprește în dreptul fiecărui suflet. Dacă ești online sau asculți în arhivă, să te atingă Duhul lui Dumnezeu. Nu-ți pune în aplicare planul suicidal, tu care mă asculți online, oprește-te! În numele lui Iisus există viață pentru tine. Aleluia, aleluia! Slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul! Există putere de eliberare, există putere de descătușare. În numele Domnului există putere, există putere. O să intrăm în rugăciunea asta. Vă rog să nu vă grăbiți în rugăciune, simt că Domnul e prezent aici. Simt că puterea Domnului este în locul acesta să aducă eliberare. Aleluia, aleluia! Ascultă Domnul rugăciunea ta. Calcă și tu pe ape prin credință, ieși din falimentul tău, ieși din furtuna ta, caută-L pe Domnul, strigă după prezența lui Dumnezeu, se apleacă cineva spre tine să te ridice, e mâna cicatrizată a Marelui Rege, ne rugăm cu toți, aleluia, aleluia.